Din Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Bună dimineața! Valul de refugiați ucraineni, care a depășit deja 2,5 milioane de oameni, bărbați, mai puțin, femei și copii în majoritate și bătrâni, a venit și în România. Peste 400.000 de ucraineni au traversat până în momentul ăsta România. Dintre ei, cam un sfert au rămas în acest moment, cel puțin, în țara noastră. Și e inevitabil să nu apară și momente delicate, chiar tensionate, lucruri care pun întrebări legitime opiniei publice. De pildă, acum câteva zile, probabil cu oamenii care ascultă Europa FM își amintesc, niște ucraineni într-o mașină au fost găsiți la unul din punctele de frontieră al României cu peste 1,5 milioane de dolari, plus euro, plus bijuterii. Oamenii au furnizat o explicație amuzantă că ar fi luat alte bagaje decât cele cu care s-au trezit în portbagaj. Ucraina nu este, evident, o țară perfectă, după cum nici România nu este o țară perfectă. Ucraina este mult mai coruptă decât România. Astea sunt lucruri pe care le știam încă de dinainte. De alminteri, un lucru foarte interesant. Foarte puțină lume știe și un economist român din Danemarca, un economist cu o voce importantă în spațiul economic european, a dezvăluit acum ceva vreme niște lucruri legate de evoluțiile paralele ale Ucrainei și României și sunt interesante, nu o să insist, dar spun doar atât. În 90 noi am pornit, noi și Ucraina, cam de la același nivel de dezvoltare, ba chiar pe industrie, pe educație, pe raportul dintre industrii. Ucraina stătea sensibil mai bine decât România. Aveam cam același salariu mediu cu toții, cam 100 de dolari la vremea respectivă în 1990, și ucrainenii și românii. Căile diferite de dezvoltare pe care au mers cele două țări și la noi aderarea la UE în principal ne-au dus într-o situație în care la nivelul întregii populații practic PIB-ul României să fie dublu față de PIB-ul Ucrainei dacă raportăm la numărul de locuitori desigur. Acum, am avut curiozitatea să facem o analiză a banilor ucrainenilor. Cât de bogați sunt ei, cât câștigă în Ucraina, în ce își investesc banii pe care îi câștigă. Avem și avantajul de a avea de două săptămâni în redacția Libertatea un jurnalist de origine română, dar care s-a născut, s-a educat, a trăit și a profesat ca jurnalist în Cernăuți, în Ucraina. Marin German este numele lui. Mai avem șansa de a avea unul dintre colegii noștri, un reporter cunoscut, Răzvan Luțac, tânăr, dar foarte cunoscut, care este de origine ucraineană, născut în nordul României, într-o comunitate unde trăiesc împreună și români și ucraineni. Și atunci, ca doi buni cunoscători ai țării vecine, i-am rugat, practic, să fac o analiză vreme de câteva zile a ceea ce înseamnă, de fapt, banii ucraineni. Ca să nu mergem doar la exemple astea care par, de fapt, nu par, sunt exotice, sunt frapante, mașini luxoase, oameni bine îmbrăcați. De fapt, cum sunt ucrainenii? Că noi am văzut cam 1% din populația lor. Nu au venit cam 400.000, ei sunt undeva peste 40 de milioane. Dar, de fapt, cum sunt ei? Și cum se explică anumite lucruri pe care le vedem? Primul lucru care trebuie spus este că în Ucraina există o diferență uriașă, chiar mai mare decât în România, între capitala Kiev și restul țării. Sau, altfel spus, între cele câteva orașe, două, trei, care sunt bine dezvoltate și restul țării care este uneori într-o sărăcie extremă. Adică în timp ce la Kiev se câștigă în anumite industrii, de pildă cum e în IT, mai bine decât la București, iată, nu știam asta. Deci pur și simplu la Kiev se câștigă mai bine decât la București în IT, iar salariul mediu în Kiev este undeva la 650-700 de euro net, bani în mână, ceea ce în București nu se atinge acest salariu cu adevărat, nu există salariul ăsta. Restul Ucrainei este în sărăcie. Acum, ce am văzut noi venind în primele zile, cel puțin în prima perioadă, a fost primul val de refugiați. Mulți dintre ei, deși nu ăsta era drumul mai scurt, au venit prin România. De ce? Pentru că în primele zile ale războiului
În Ucraina s-a creat o adevărată psihoză pe care au relatat-o foarte mulți dintre cei care au ajuns și în România, dar după aia și în Polonia, și în Cehia, și în Ungaria, că este închis vestul. În sensul că punctele de frontieră dinspre Varșovia, care erau ceva mai aproape, dinspre Polonia, dinspre Ungaria și Slovacia, erau închise. Și atunci, marea majoritate a chievenilor, din primele zile cel puțin, au ales calea de a veni prin Transcarpatia, cum se numește regiunea de la graniță între România și Ucraina, în România și mai departe în Occident. Asta este explicație validă pentru felul în care arată, sunt îmbrăcați mașinile pe care le au o parte importantă a primului val de ucraineni care a venit în România. Nu toți sunt așa și deja au început să apară oameni în Gara de Nord și la celelalte puncte de frontiere, cei care au venit prin Moldova, care sunt extrem de sărmani, neajutorați, care n-au de niciunele, care au plecat pur și simplu cu un bagaj în care și-au adunat practic toată viața și toți banii pe care au putut să-i strângă. Am găsit că e interesant să spun asta oamenilor care ascultă Europa FM, pentru că dincolo de valul de empatie au apărut și niște întrebări legitime. Nu înseamnă că sunt cinice, nu înseamnă că sunt anormale, dimpotrivă. Înseamnă că trebuie să căutăm informațiile și acolo unde e posibil să explicăm oamenilor exact ceea ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare.